Penitenciarul Timișoara a organizat o serie de evenimente de ziua personalului din sistemul administrației penitenciare. Această zi este sărbătorită anual la data de 29 iunie. Evenimentele au debutat în data de 20 iunie și continuă până în 29. Pentru a marca această zi, cu o importanță deosebită, Penitenciarul Timișoara a organizat o serie de manifestări în acest sens. Joi, 20 iunie, la baza sportivă Politehnica, Penitenciarul Timișoara, în colaborare cu sindicatul reprezentativ de la nivelul Penitenciarului Timișoara și cu secția Regiunea 6 a IPA Timiș, am organizat ediția 5 a turneului de mini-fotbal, dedicat interinstituțional, dedicat instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională, la care au fost desemnați ca și câștigători colegii de la ISU Banat. Locul 2 a fost ocupat de Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, iar locul 3 de Gruparea de Jandarmi Mobilă Timișoara. Cum v-am spus, și acest eveniment a devenit unul tradițional, fiind la a 5-a ediție în acest an. În continuare, marți, în 25 iunie, a avut loc la sediul Penitenciarului Timișoara Ziua Porților Deschise, în intervalul 10-12, unde au fost prezent un număr de aproximativ 150 de persoane, civili, elevi din municipiul Timișoara, foști colegi, foste cadre trecute în rezervă ale Penitenciarului Timișoara, care au venit alături de nepoții sau copiilor. Lucru care ne-a emoționat și pe noi, deopotrivă și pe ei, pentru că am auzit cum o parte din copiii, nepoții, afirmau că își doresc să calce pe urmele părinților sau ale bunicilor și să îmbrățișeze cariera de polițist de penitenciar. Ziua de 28 iunie vine cu proiecția filmului documentar Amar. În data de 29 iunie, în piața Operei din Timișoara, polițiștii de penitenciare vor fi prezenți în intervalul orar 12-18 cu tehnica de autoapărare și mașinile de intervenție pentru a prezenta societății civile specificul activității desfășurate într-o instituție penitenciară, precum și standurile de prezentare a ofertei educaționale și a instituțiilor care școlarizează viitorii angajați.